Mii de oameni au rămas prizonieri în propriile case, 60 de localități sunt rupte de lume, iar în peste 100 de gospodării nu mai este lumină, căldură sau apă de mai bine de 24 de ore. Sunt sate întregi în care drumurile n-au văzut încă picior de autoritate, deși casele sunt îngropate în nămeți. La câțiva pași de Brașov, în satul Fundățica, sunt troiene cât vezi cu ochii. De când a căzut zăpada, primii care au intrat în sat au fost colegii noștri. Vreau să ajungem la dumneavoastră aici. Asta este singura cale să ajungeți acasă, cărarea asta mică aici? Da. Drumul, uite, e de aici, dar e înfundat. Noi nu putem ieși iarna cu nimic, nici cu piciorul, dacă rănim, să ne ieșim cu piciorul. Cu sane, cu căruță, cu nimic nu putem ieși. Cele câteva zeci de suflete se ajută așa cum pot. Altă soluție nu au dacă vor să supraviețuiască. Au plecat toți, au rămas noi bătrâni. Ne descurcăm foarte greu, că e zăpada mare, nu ne mai putem mișca, așa vitele stau la graj, trebuie să avem nutres pentru ele, să avem căldură la cameră, că altfel e de rău. Au noroc doar cu rezervele de lemne, mai ales că iarna e lungă în Fundățica. Până în 20 mai totdeauna a fost zăpadă. La revedere! La revedere, sărumâna! Și în Slobozia, oamenii stau cu frica în sân să nu îngroape zăpada. E frică să nu se blocheze șoseaua, să nu mai vină pâinea la magazin și așa, azi a venit doar puțină, 20-30 de pâini. La doi pași de capitală, în Ogrezeni, mai exact, odată cu căderea zăpezii, mii de oameni s-au întors în evul mediu. Avem doi copii mici. N-au lumină, apă și nici căldură. Aici lângă București, ca să avem noi să stăm cu fără apă și căldură și noi n-avem farmacie. Bine, nici primar, nimeni n-a venit să ne întrebe pe noi ce se întâmplă cu noi. 72 de localități au rămas în beznă astăzi, iar alte câteva zeci au fost izolate.